CSM s-a aflat în fața unui meci istoric la debutul în grupele Cupei României. Băieții lui Ștefan Odoroabă s-au văzut conduși din minutul 8 după un gol înscris de Gabriel Torje. Până la pauză, alexandrenii au reușit să restabilească egalitatea prin Mihai Stancu. Constanțenii au ieșit mai motivați de la vestiare și au reușit să se desprindă din nou pe tabelă. Același Gabi Torje a reușit dubla în minutul 58 și a dedicat ambele goluri nepotului său. Pentru nepoțelul meu, da, a făcut astăzi un an. Pare rău că n-am putut să-i dedic și victoria, dar mă bucur că am reușit să-i dedic golurile. Cu 5 minute înainte de final, alexandrenii au dat lovitura prin golul marcat de Florin Cioablă. Vă dați seama, un moment foarte, foarte fericit pentru mine, mă bucur din suflet că am reușit să marchez pentru echipa mea, că am adus golul egalării și cu atât mai frumos că a fost contra unei echipe de Liga 1, chiar liderul. Pentru Ștefan Odoroabă, partida cu Farul a însemnat meciul vieții. Chiar a fost cel mai important joc, am jucat cu liderul, cu una dintre cele mai în formă echipe din Liga 1. Dacă au ajuns acolo, înseamnă că merită și sunt bucuros pentru jocul echipei, în primul rând. Chiar dacă luam bătaie cu 2-1, dacă nu egalam, eram mulțumit de atitudinea băieților. Următorul meci pentru CSM în Cupa României va fi tot pe teren propriu împotriva celor de la Universitatea Cluj. Fotbaliștii sunt încrezători că vor reuși din nou un rezultat pozitiv. Sper să câștigăm. Noi orice meci îl jucăm la victorie și sper să facem un meci la fel de bun ca și astăzi. După acest meci, pronosticul va fi unul echitabil și de ce nu să sperăm să câștigăm sau să facem un rezultat la fel de bun ca astăzi. CSM și Farul au acum câte un punct în grupa C, din care mai fac parte Rapid București, CFR Cluj, Dumbrăvița și Universitatea Cluj.